Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Puterea Cetățean. În această seară nu vom discuta despre politică, ci vom discuta despre administrație. Mai exact despre administrația publică locală, pentru că este problema cea mai importantă și ține capul de afiș ca interes pe agenda cetățeanului. Ca să putem să parcurgem cât mai multe dintre temele propuse, intrăm direct în subiect, înainte de a vă prezenta, evident, invitatul emisiunii noastre, persoana cea mai competentă și avizată să discute despre ceea ce înseamnă Baia Mare 2016 și Baia Mare perspectivele în 2017. Spun bună seara domnului doctor inginer Marin Rob, primarul interimar al municipiului Baia Mare. Bună seara, dragi telespectatori, și mulțumesc de invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a accepta de fiecare dată când vă adresăm câte o invitație de a veni în studioul nostru. Domnule primar, vreau să vă spun de la început că în ciuda unor recomandări care mi s-au făcut și a unor, hai să zicem chiar presiuni colegiale, nu voi aborda cu dumneavoastră în această seară în niciun fel activitatea Consiliului Local. Vom atinge eventual anumite aspecte, dar n-am să vă cer să comentați ce s-a întâmplat în ultima lună, sau acum două luni, sau în cele șase luni care au trecut de la preluarea mandatului. Și asta pentru că, nu să pot să vă spun cu toată sinceritatea și aud și telespectatorii, am un sentiment care merge între revoltă și, iertați-mi expresia, oarecare dezgust față de ceea ce se întâmplă acolo. Aș dori să discut astăzi cu cel care este ordonatorul principal de credite, liderul administrației publice locale din punct de vedere executiv și nu cu consilierul local Marinel Rob. Sunteți de acord? Sunt de acord. Bun, e în regulă. Pe site-ul municipiului Baia Mare au fost postate două materiale. În primul este vorba despre raportul anual privind execuția bugetului municipiului Baia Mare pe 2016. Am citit foarte atent raportul, anexele și inclusiv raportul de specialitate unde există argumentație pentru situația care există. Și există de asemenea pus proiectul bugetului general al Unității Administrative Teritoriale pe anul 2017. Da, așa. Voi prezenta eu acele cifre care consider că sunt relevante, ca să le menționăm ca dimensiune, raportându-ne la ceva. Pe dumneavoastră să vă rog doar să dați nota de sinceritate cu care ați obișnuit telespectatorii noștri, acele date și informații care să fie cât mai corecte, în așa fel încât să eliminăm orice fel de speculații sau dubii vis-a-vis de transparența decizională și comunicarea publică. Așadar, mi-aduc aminte că ați menționat într-o intervenție publică că la preluarea prerogativelor de primar interimar, municipiul avea datorii neachitate pe anul 2015 în valoare de 65 de milioane de lei. Așa este. Întrebarea care vă adresez este următoarea. În mandatul de consilier local al dumneavoastră, al fostului Consiliu Local, presupun că se prezentau rapoarte trimestriale sau semestriale privind execuția bugetară, mai ales când se făceau acele rectificări bugetare. Există prezumția de lipsă de onestitate vis-a-vis de datele care vă erau prezentate? Adică, atunci când ați avut în ultimul trimestru niște rectificări bugetare sau când s-a mers către închiderea execuției bugetare, nu se știa că municipiul Baia Mare, consilierii locali, nu știau că municipiul Baia Mare are datorii de ordinul a milioane de lei? În momentul în care se face o rectificare bugetară, practic există raporturi de specialitate unde direcția de venituri sau cei implicați vin cu previziuni, consideră dumnealor cât mai obiective, privind veniturile și încasările la primărie. Normal că orice rectificare pozitivă are la bază aceste rapoarte de specialitate. În ce măsură acele prognoze sunt obiective sau nu, rămâne de discutat. Legea 217, legea finanțelor publice locale, nu sancționează, practic, ca și infracțiune sau ca abatere infracțională această previziune, să spunem, mai puțin obiectivă. Probabil că este la îndemâna ordonatorului principal de credite să facă o prognoză puțin mai laxă pentru a putea acoperi o parte din cheltuieli. Dar trebuie să înțelegem că degeaba facem aceste previziuni la sfârșit de an, pentru că nu facem altceva decât să ne furăm căciula, pentru că aceste datorii se rostogolesc pe anul următor și ajungem să plătim o bună parte din bugetul pentru anul în curs, datorii pentru anul precedent. Ceea ce s-a și întâmplat la începutul, să mă rog, în cursul anului 2016, când a plătit acele 65 de milioane în contul anului 2015. Domnule primar, oamenii nu înțeleg anumite aspecte tehnice ce țin de structura unui buget. Nici nu este datoria cetățeanului să fie la acel nivel de percepție. Bine, unii înțeleg, dar nu toți înțeleg. Se pune următoarea întrebare. Se face o previziune privind veniturile
în casele care urmează să se realizeze. În baza acelei prognoze care se face în momentul când se pune în discuție planul sau proiectul de buget pe anul care urmează, se stabilesc niște cheltuieli. În momentul în care se stabilesc acele cheltuieli, există acel risc, într-adevăr, ca planul de încasări să nu cadă pe planul de cheltuieli și la un moment dat să ne trezim că noi deja în primele 6 luni, primele 9 luni, am cheltuit pe niște proiecte aprobate și legal stabilite niște sume pe care le-am prezumat că vor fi trase. Exact, adică vor încasa. Exact. Dar se pune totuși următoarea întrebare. În momentul în care în 2016, în primele luni ale anului, în trimestrul 1, a fost aprobat bugetul pe 2016, vechiul Consiliu Local avea un raport de specialitate care prevedea faptul că, sau care menționa faptul că intrăm în noul buget cu datorii restante datorită neîncasării veniturilor prognozate pe 2015. Deci toate rapoartele de specialitate au la bază, să spun așa, motivații legale și, am spune noi, pertinente. De exemplu, în anul 2015 s-a modificat codul fiscal și au intervenit alte impozite și taxe în 2016. Ei, previziuni care practic au afectat exercițiul bugetar și prognozele la care ne-am angajat. Ei, în ce măsură această afectare a fost de maniera în care s-a petrecut sau nu, asta este discutabil. Dar ceea ce vreau să vă spun, acești 65 de milioane din 2016 plătiți pentru 2015 au afectat destul de substanțial linearitatea bugetului pe 2016. Gândiți-vă că bugetul pe 2016 a fost proiectat undeva cu 70% cheltuieli pe primul semestru, din care s-au scurs, s-au plătit 65 de milioane, deci practic am rămas cu posibilitate de bugetare de circa 25% pe un semestru întreg. De asemenea, în acea perioadă, bugetul pentru transportul, pentru protecția mediului, pentru salubrizare, era acoperit pe primele 4-5 luni. A fost nevoit să asigurăm, practic, bugetul până la sfârșit de an. Este și motivul pentru care, nu pot să spun că am oprit motoarele, am mers puțin sau cu mai mult discernământ în ceea ce privește banii publici consumați pe serviciile publice, pe salubrizare, de exemplu, astfel încât să ne putem încadra în ecuația bugetară până la finele anului. Vreau să vă spun că în anul 2017 am intrat cu datorii aferente pentru anul 2016 de maxim 13 milioane de lei. Deci de la 65 de milioane am ajuns la 13 milioane. Domnule primar, cu tot respectul, aș aprecia foarte mult dacă ați încerca să răspundeți punctual la ceea ce v-am întrebat. În momentul în care Consiliul Local a aprobat bugetul pe 2016, în raportul de specialitate privind execuția bugetară pe 2015, așa cum îl am eu aici, erau menționate acele datorii? Se știa că intrăm în 2016 cu acele datorii? Deci, în momentul în care s-a fundamentat bugetul pe 2016, acele datorii aferente lui 2015 se bugetează cu prioritate, conform legii bugetului. Deci, automat, fac parte, au fost obligați. Deci, s-a știut că se pornește cu bineînțeles, dar bineînțeles. Deci, era obligat cine a fundamentat bugetul să țină cont de acele. Dar nimeni n-a spus orașului, atenție, pentru că în 2015 n-am încasat la nivelul așteptărilor, pe motive care au mai fost colaterale, modificare codului, noi nu vom putea să ne îndeplinim obiectivele stabilite pentru 2016. Prin urmare, intrăm pe un buget, pe o execuție de austeritate, în care avem obligația să stingem prima oară acele datorii. Și totuși, ce reprezentau cele 65 de milioane? Din acestea pot să vă spun că majoritar, sau poate peste 50%, reprezentau costuri pentru diverse lucrări de reparații drumuri care s-au făcut în anul anterior și de asemenea o serie de costuri aferente unor activități sportive sau activități culturale, în marea lor majoritate. Vorbim de niște cheltuieli care au fost asumate de executiv și aprobate în Consiliul Local. Așa este. Respectându-se criteriile de legalitate. Este. Din ce spune acest raport de specialitate referitor la bugetul pe 2016, am înțeles că veniturile totale au fost realizate în proporție de 90%. Așa este. De asemenea, defalcarea pe domenii menționează foarte clar niște aspecte care nu cred că sunt relevante acum. Pe mine, în schimb, mă interesează ceea ce se referă la execuția bugetară pe anul 2016, capitolul de cheltuieli. Adică, la prevederile bugetare definitive pe 2016, care erau în valoare de 331.707.500, au fost executate plăți în valoare de 297.654.300, adică 89,73%, adică am intrat cu un excedent sau cu un deficit în noul an
în 2017. Deci în noul an am intrat practic cu o valoare mai mică. Deci raportarea se face la veniturile proprii, nu la total bugetul local. Unde valoarea a fost mai mică, acolo gradul de realizare a fost undeva la 82-83%. Am fost nevoit să ținem cont de acele venituri proprii, la care s-au adăugat previziunile date de către Ministerul de Finanțe prin ANAF vis-a-vis de acele IVG-uri care se repartizează pe anul 2017 către municipiul Baia Mare. Unde, după cum aveți și previziunea bugetară, total buget pentru anul 2017 s-a cifrat undeva la 303 milioane lei. Vă rog frumos să explicați, dar foarte clar și nu neapărat tehnic pentru telespectatorii noștri, ce înseamnă total buget general, ce înseamnă bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate, care au venituri, dar la care contribuie și municipalitatea, ca să înțeleagă de ce există niște cifre care diferă. La bugetul general se constituie din bugetul local al municipiului Baia Mare, la care se adaugă bugetul instituțiilor publice, plus bugetul creditelor care le avem luat. La ora actuală, creditul ce l-avem contractat este cel credit de 4.200.000 pentru lucrări de investiții, un credit luat de la CEC și pentru care am obținut aprobare de la Ministerul de Finanțe să-l folosim în semestrul 1 al acestui an. Creditul de 50 de milioane asumat de vechea administrație, de administrația Anghel, mai este în continuare de rambursat? Mai avem de rambursat? Da, mai avem. Avem undeva pentru total credite până prin anul 2028-2029 de rambursat. A fost și aici discuții, o serie de discuții privind gradul de îndatorare. Acesta a fost undeva de 15,52%, să zicem 15,6% în semestrul la 30 iunie 2016 și la sfârșit de an este undeva la 9,5%. Deci Baia Mare are 4 credite, inclusiv garanția pe care o asigură municipiul pentru un credit luat de către Vital prin Banca Europeană de Investiții, unde, nefiind nevoiți ca să pună municipiul bani pentru garanția acelui credit, consumându-se acei bani, practic la sfârșit de an gradul de îndatorare a scăzut. Există câteva capitole unde veniturile n-au fost la nivelul cel prognozat, inclusiv la ceea ce înseamnă banii pentru finanțările din fonduri europene și așa mai departe. Și ce vreau să vă întreb? Pentru mine este o mare spaimă și am așteptat să veniți să vă întreb. Cel mai mare pondere din ceea ce înseamnă cheltuielile din buget o constituie cheltuielile cu personal. Așa este. Undeva la 54%, dacă bine am calculat eu, din ceea ce înseamnă structura pe 2017. Când ați făcut această proiecție bugetară pe 2017, ați ținut cont de faptul că urmează majorările salariale pe care guvernul PSD le-a trâmbițat și care sunt sau încep să fie puse în aplicare? Cifra care dumneavoastră ați menționat-o aici acoperă acele majorări sau nu a fost luată în cap? Bineînțeles. Deci exercițiul bugetar pe 2017 ține cont de acele majorări salariale. Atât pe ce înseamnă aparatul primarului, cât și pe ceea ce privește serviciile publice, ambient urban și respectiv asistență socială. Ați prognozat 195 de milioane. Le-am cuprins practic în exercițiul bugetar și în cheltuielile de funcționare. Și atunci eu vă întreb așa. Intrăm acum pe bugetul pe 2017. Prognozat că a venit la bugetul general 371 de milioane, 353 venituri proprii, cheltuieli cu personal 158 de milioane, adică 54%, bunuri și servicii 81 de milioane, adică încă 23%, subvenții 10 milioane, o să vă rog să-mi spuneți unde merg, credite aveți de rambursat pe 2017, v-ați asumat 12.250.000 plus dobânzi de 3,8 milioane, asistența socială 13 milioane, alte cheltuieli 6 milioane și o să vă rog să-mi spuneți ce înseamnă și astea. Ce mai rămâne, domnul primar, pentru servicii publice, investiții și dezvoltare? Da, deci avem prognozat pentru serviciile publice și în speță la salubrizare o cifră undeva la 10 milioane de lei pentru anul 2017. Adică bugetul pe 2015 cum era. Da, dar trebuie să ținem cont că aici în această sumă se regăsesc și o parte, circa 1,5 milioane sume care se plătesc în contul anului 2016. Plus majorarea tarifelor. Majorarea tarife încă n-am aprobat în Consiliul Local, urmează, deci operatorul din acest punct de vedere ne-a făcut o serie de solicitări. Suntem în faza, sau dacă discutăm despre acest serviciu de salubrizare, sau dacă este momentul, pentru că am avut o serie de discuții și cu domnul director APAN, am început practic curățenia de primăvară, să spun așa, primii pași sau primii kilometri care se fac mai ales pe modul mecanizat, nu sunt satisfăcut de ele. Am avut întâlniri diverse cu specialiștii la dosar și cu domnul director.
aparaturile, respectiv sitichetorile și măturătorile mecanice, mai comportă niște reglaje, niște reparații. Dânsul a văzut că nu se face lucrarea cum trebuie, că suntem nemulțumiți și practic nici nu vom pune la plată cele 4 sau 5 zile că s-a lucrat cu acestea. Vă deranjează că discutăm în maniera asta? V-am rugat să discutăm pe cifre. Vom intra pe proiecte și ce ați făcut. Uitați, apare strategia pe 2017. Deci spuneți-mi și mie, bunuri și servicii 81 de milioane de lei. Ce înseamnă asta? Deci, la ce se referă? Aproximativ, că nu am pretenția să știți pe din afară la ce deci, se referă. E o sumă, de... e totuși importantă. Da. Deci, în partea de, să spun așa, de dotări sau alte elemente care țin de funcționarea a ceea ce înseamnă aparatul primării. Aici s-a făcut este o că notă de fundamentare. Deci, poate că ar trebui să începem discuția acestui proiect de buget de la ceea ce am considerat ca fiind cel mai important pentru anul 2017. Bă, și din acest punct de vedere am luat în calcul proiectele din fonduri europene. Considerăm că orice proiect unde coparticiparea municipiului este minimă, să zic 2-3%, este extrem de important. Este prioritar. Să faci atâta discuție vis-a-vis de proiectele care s-au derulat pe fonduri europene în Baia Mare. Că sunt ale lui Cristian Angel, că sunt ale lui Cătălin Cherecă. Foarte bine, sunt ale orașului. Este anul în care se deschid axele majoritare pe programul POR. Suntem obligați să promovăm cât mai multe proiecte. Condamnați, aș spune. Corect. Și în special proiectele care sunt pentru de dezvoltare sau pentru care duc la un plus valoare în ceea ce privește municipiul Baia Mare. De aici am pornit fundamental. Am luat practic portofoliul de proiecte pe care îl avem, am analizat pe fiecare axă care ar fi perspectivele și m-aș apleca aici mai mult asupra axei 4.1, care este o axă dedicată pe programul POR, unde Baia Mare primește 29 de milioane ca municipiu. Este extrem de important acești 29 de milioane pe ce anume cheltuim. Noi, dacă suntem deștepți ca în armată 5 minute, vom avea de lucru pe următorii 4-5 ani în Baia Mare pe proiectele europene. Și de ce depinde să fim deștepți? Depinde de prioritatea care, dacă va rămâne prioritizarea respectivă în ședința de Consiliu Local, printr-un vot vă rog, pe măsură. V-am rugat, haideți să nu intrăm pe ceea ce înseamnă Consiliul Local. Și atunci, ceea ce aș fi vrut să vă spun la sfârșit, am să vă spun acum. Și poate vă va marca în continuare retorica în această emisiune. Domnule primar, eu n-am să mai vin în ședințele Consiliului Local până ce acest Consiliu ori nu își va revizui atitudinea, deci ori își va revizui atitudinea, ori va demisiona și vom avea un alt Consiliu Local. Pentru că atâta incompetență eu n-am mai văzut. Eu vă rog pe dumneavoastră, ca om care reprezint, în măsura în care puteți accepta de asta, o voce a cetății, să vă exercitați competența și autoritatea pe care o aveți prin funcție și prin prestanța noastră ca persoană și să aduceți la ordine Consiliul Local, astfel încât să terminăm cu bâlciu și bălăcăreala și să ne punem serios pe muncă în folosul comunității. Ori dumneavoastră puteți face asta. Și trebuie să faceți asta, domnule primar. Pentru că discuțiile sterile, tot felul de animozități care n-au nimic, nici doctrinar, nici ideologic, nu-și au sensul. Suntem un oraș într-o situație dificilă, ca imagine, ca finanțe, ca perspectivă. Baia Mare se depopulează, Baia Mare nu este atractiv, Baia Mare pare un tunel la care nu-i se vede finalul. Și atunci trebuie omul care se află în fruntea bucatelor, adică dumneavoastră, să vă exercitați această autoritate, în primul rând asupra consilierilor majoritari și în al doilea rând asupra întregului deliberativ, care trebuie să înțeleagă că nu se pune problema acolo cine o are mai mare, domnule primar. Corect. Ci ce are nevoie orașul. Puteți face treaba asta. Corect. Și vă rog să o faceți. Vă rog să-mi spuneți dacă există o dinamică în sensul organigramei. Mi se pare că în ultimii ani a scăzut numărul personalului care lucra în aparatul de specialitate. De asemenea, v-aș ruga să-mi spuneți dacă povara ratelor și a dobânzilor aferente datoriei publice, cea de 5 milioane de lei, este suportabilă raportat la ceea ce înseamnă prioritățile dumneavoastră. Deci, revenind la organigramă, practic am oprit orice angajări în ceea ce privește primăria municipiului Baia Mare sau serviciile publice. A fost și această majorare de salarii. Este totuși un efort pentru un buget al municipiului Baia Mare pe anul 2017, în condițiile în care și o parte dintre taxe s-au diminuat în acest an.
Avem un buget local unde trebuie să susținem o serie de investiții în continuare prin efort local, ceea ce nu este puțin, mă refer aici undeva la 16 milioane, care înseamnă numai obiective de investiții în continuare. Deci trebuie să fim extrem de atenți în ceea ce privește cheltuielile de funcționari. Pe cale de consecință am considerat că nu este momentul ca să mai facem angajări la municipiul Baia Mare. Personal este, zic eu, suficient, eventual vom proceda la o redistribuire pe diverse direcții de specialitate pentru a avea, să spun așa, un echilibru. Dar nu veți mai reduce ceea ce înseamnă organigrama, numeric? Deci, deocamdată, nu mai facem angajări. Acesta este primul pas. Avem în organigramă o serie de posturi neocupate, nu le vom ocupa în continuare. Strategia este ca să ne menținem pe personalul care îl avem la ora actuală. Cei care se pensionează, mă rog, că rămâne ca să-l diminuăm cu acest... Îmi permite să fiu răutăcios în mod constructiv? Vă rog. Eu, unul ca și cetățean și ca și om care pretind că am o minimă experiență în administrație și înțeleg fenomenul, nu sunt de acord cu aceste dublări salariale, așa la ongro, adică în mod paușal, în vrac. Pentru mine ar fi fost o chestiune de bun simț și absolut necesar ca aceste măriri salariale să se facă pe niște criterii de competență și meritocrație. Dacă dumneavoastră în 6 luni de zile aveți argumente în care să-mi spuneți că în aparatul de specialitate al primarului 99% dintre funcționari și personal contractual funcționează cu o eficiență de cel puțin 80-90%, vă dau cuvântul meu că nu o să mai îmi permit niciodată să fac vreo critică, nici în scris, nici în emisiune. Deci majorările salariale vin în urma unor acte guvernamentale. Asta am înțeles. Bun, deci, e legal, dar eu întreb dacă e moral, domnule. Deci întotdeauna am considerat că dacă omul are un drept salarial, este datoria, mă rog, managerului, primarului sau al directorului de unitate să facă eforturi să-l acorde acel drept. Chestiunea este alta. Acel personal își justifică locul pe poziția respectivă în organigramă. Deci își face treaba la nivelul pentru ceea ce este renumerat sau nu. Aici trebuie să avem noi grijă. Practic, fiecare angajat să-și facă treaba la locul de muncă. Când s-a făcut odată organigramă, s-a făcut un studiu și s-a considerat că e nevoie de omul respectiv la locul respectiv. Tot trebuie să-l pune la treabă și să dea randament de 100% la locul de muncă. Cel care nu dă randament este primul care va fi tras pe dreapta și eventual, dacă se pune problema cu preaviz și alte elemente, fiind vorba de funcționari publici. Această eleganță retorică s-ar putea să vă coste. Pentru că nu mă așteptam acum să spuneți, așa este, domnule, nu aveți dreptate, sunt oameni care nu-și fac treaba și care n-ar trebui să primească aceste majorări procentuale la vrac pentru că nu-și justifică. Dar, pe de altă parte, v-ați asumat acea formă de culpă ca șef al instituției, care, cum puteți să emiteți o asemenea judecată de valoare câtă vreme sunteți responsabili de eficiența lor? Legea privind statutul funcționarilor public acordă și o serie de drepturi acestui personal. Deci nu este în ziua de astăzi, să spun, ușor ca să dai un om afară. Deci de acolo, din acest punct de vedere. Este greu să dai afară oameni care au creat prejudicii și au creat probleme pentru societate, dar emite cei care își fac treaba sau încearcă să-și facă treaba. Din acest punct de vedere, dacă extrapolăm puțin discuția, sunt multe inechități sociale. Dacă vine legea unică a salarizării, probabil va face un pic de lumină din acest punct de vedere. Dar în momentul în care preiei o structură, o organigramă, practic, în primul rând, trebuie ca cei oameni să fie puși la treabă. Care nu își îndeplinesc condițiile, nu își fac treaba, ei, acești oameni trebuie trași pe dreapta. Am înțeles că suntem aveți în faza respectivă. Am înțeles. Știu că aveți consilier personal noi. Să știți că atunci când făcea domnul primar, în vremea când lucram acolo, evaluările anuale, eu făceam la, cel puțin la ceea ce înseamnă director, șef de serviciu, șef de birou, făceam niște recomandări în virtutea monitorizării și a evaluării care o făceam ca și performanță. Și atunci eu vă întreb, știu că sunt secrete, dar aud și eu că am informații pe surse. Toată lumea are calificativul foarte bine? Da, au și calificativul bine. Dar nu este calificativ satisfăcător sau nesatisfăcător. Asta pot să... Bun, ne-am înțeles. Suntem pe un buget de austeritate. Nu ați stabilit clar prioritățile. Datoriile nu le deci fondul salarial nu-l putem discuta. Da. Datoriile, ceea ce înseamnă rata plus dobânda, nu putem discuta. Așa este. A stabilit că este important să alocăm acei bani prin care să cofinanțăm proiectele cu finanțare europeană. Ați stabilit de asemenea că sunt câteva obiective pe investiții care trebuie de asemenea continuate, pentru că ele sunt necesare, așa nu este. Pentru că dă bine. Așa este. Ați stabilit că nu veți risipi bani pe manifestări publice, pe activități sportive sau pe astfel de
strategii perdante care nu aduc niciun fel de beneficiu. Îmi permiteți să vă spun și ce doresc cetățenii? Știind că urmează să veniți de 2 săptămâni, am făcut un scurt sondaj și o colectare a ceea ce înseamnă opțiunile cetățenilor a Băimărenilor ca și priorități. Eu vi le citesc, după care, cu permisiunea noastră, sau am să vă rog să le discutăm în parte. Prima problemă care preocupă pe băimărean este gestionarea corectă, eficientă și transparentă a banilor publici. Asta prin prisma faptului că avem aceste neplăcute evenimente prin care imaginea administrației publice este afectată. A doua, curățenia în oraș, în zonele publice și cartiere. Este a doua prioritate pe care cetățeanul o dorește. A treia, infrastructura rutieră, respectiv arterele principale și străzile din cartiere. A patra, o nouă ordine, un nou concept în sistemul de parcări publice, rezidențiale și cele din zona instituțiilor, școli, spitale și așa mai departe. Iluminatul public fără risipă și cu costuri reduse, lumea mai citește și știe că au apărut acele lămpi inteligente și așa mai departe, întreținerea spațiilor verzi în zonele publice și rezidențiale în condiții decente și, zic băimărenii, fără risipă, un trafic urban coerent și controlat, astfel încât să devină prietenos și motivant pentru băimăreni. Ordinea publică și siguranța cetățenilor, locuri de muncă noi prin aducerea de investitori, redarea în folosință publică a terenurilor ocupate de clădirile dezafectate. E vorba de acele ruine care există. Rezolvarea problemei romilor și a pungilor de sărăcie. Și ultima care am menționat-o aici este vorba de manifestări publice decente cu ocazia anumitor evenimente, fără cheltuieli exorbitante și folosind resursele orașului. Mi se pare cât se poate de pertinente aceste puncte de vedere și le putem discuta pe fiecare parte. Deci, referitor la transparența decizională privind gestionarea banilor publici, cum doriți, cum vedeți posibil acest lucru? Din punct de vedere al cheltuielilor, am fost și anul trecut și sper că vom fi și anul acesta, că se poate de riguroși. Discutăm de o sumă de circa 16 milioane, care înseamnă obiective de investiții în continuare. Plus o serie de alte investiții mai mici care se preconizează. Vom avea o discuție cu colegii, cu consilieri locali, vis-a-vis de oportunitatea de a angaja un credit de dezvoltare. Și aici dumneavoastră aveți experiență în ceea ce înseamnă administrație. Asta ar presupune undeva un credit în jurul valorii de 20 de milioane pe dezvoltare. Dacă ar fi să luăm un credit pe sistemul revolving pentru susținerea proiectelor europene, ar însemna încă vreun 25-30 de milioane. Deci, practic, un maxim de 50 de milioane primăria municipiului Baia Mare ar asigura și dezvoltarea și, practic, susținerea proiectelor. Se pune problema de oportunitate. O facem sau nu facem? Avem varianta să luăm credit și să, din banii cu care degajăm, să spun așa, bugetul local, să venim pe varianta respectivă, să dezvoltăm, să aducem la capacitate maximă servicii. Bineînțeles că aici se pot dezvolta mai departe și programe culturale și sportive, ceea ce consider că nu este momentul pentru Baia Mare să ne lăsăm în asemenea elemente, sau nu luăm niciun credit și încercăm să gestionăm bugetul așa cum este, rămân ca în iulie la o rectificare pozitivă, să încercăm să acoperim aceste costuri. De asta presupune cheltuieli mai mici cu programe artistice, cheltuieli mai mici cu susținere sportivă și așa mai departe. Ceea ce spuneți noastră este undeva un fel de șantaj emoțional. Adică îmi spuneți mie, eu sunt cetățeanul, bun, hai să gestionăm această sărăcie cât mai bine, în așa fel încât să nu ne îndatorăm mai mult și să facem ce putem, în limite rezonabile, în funcție de nevoile și prioritățile care le ai. Sau luăm un credit și atunci reușim să accelerăm dezvoltarea orașului, reușim să facem mai multe obiective și vom rambursa acel credit în timp. Eu vă întreb, domnule primar, eu aș opta pentru varianta creditului, dar am experiența asta păcătoasă a ultimilor ani. Și vă întreb eu, ce garanție am că acele credite vor fi folosite așa cum trebuie, riguros, judicios și eficient? Și că nu vom angaja lucrări sau nu vom face plăți, știți dumneavoastră. Ce garanție îmi dați, dumneavoastră, Marinel Rob, primarul interimar al orașului? Câtă vreme voi fi acolo, prin propria persoană, vă dau garanții. Mai mult de atât nu vă pot asigura. Dacă până la ora actuală, mă rog, cetățenii sau colegii sau presa nu și-au făcut opinie în ceea ce mă privește, probabil că de aceea este târziu. Eu consider că ceea ce am spus cetățenilor am făcut, am încercat să fac pentru municipalitate, ceea ce este legal și foarte important, legal, și am încercat să drăbim banul public cât se poate. Consider că
oricine ar fi în locul meu ar trebui să procedeze de aceeași manieră. Risipa banului public pentru municipiul Baia Mare la această oră nu este admisibilă. Va veni o vreme după ce ne vom dezvolta, după ce depășim pragurile sau, mă rog, perioadele de investiții sau de alocare de bani publici pentru investiții și pentru proiecte europene, când va fi bugetul mai relaxat și atunci ne vom permite și alte programe. Până atunci, Baia Mare trebuie să se dezvolte. Prioritatea zero este constant dezvoltarea municipiului. Mă rog, eu nu sunt de acord cu risipa sub nicio formă, să știți. Dar dacă nu ați vrut să îmbrăcați în această terminologie ideea de a cheltui pe niște elemente care nu aduc beneficii directe, ci doar aduc eventual de imagine beneficii, pot să accept că nu e momentul ca acum să se întâmple. Ați spus ceva despre curățenie. Ați început bine, zonele centrale, mergeți către lateral. Ce se va întâmpla în cartiere? În aceste cartiere suprapopulate, sufocate de sutele sau miile de mașini care sunt parcate peste tot, se va scărmâna un pic bordura liberă, se va da cu măturoiul pe asfalt unde nu este ceva care să-l acopere, sau ce se va face? Deci se va interveni cu măturatul, fie el manual sau mecanizat, o dată pe săptămână pe cartier și de două ori pe săptămână partea de întreținere, în ceea ce privește partea stradală. Iar pe zonele verzi va interveni SPA-ul această dată cu efectivele de care dispune de muncitori zilieri. Aici vreau să fac o paranteză. Acum, săptămâna trecută, a fost ultima zi ultima zi pentru depunere de contestație la licitație care am avut pentru zonele verzi. Se pare că în ultima zi ocupantul de pe locul 2 a depus o contestație, ceea ce ne aruncă cu probabil o întârziere de o lună de zile. Era momentul când puteam să avem o firmă cu un număr de 100-200 de muncitori cât era necesar să acționăm practic în toate cartierele concomitent. Se pare că ne mai întârzie puțin această perioadă. Vechea poveste cu această legislație aiuritoare, care de multe ori ai senzația că este împotriva interesului comunității. Exact, exact. Și va trebui să facem și o serie de verificări, să vedem totuși aceste contestații, ce anume ascund în spate. Înainte de a merge pe partea de infrastructură rutieră, vă cer permisiunea să luăm un moment de publicitate. Vă rog. Sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Știi bine că nu te poți pune cu natura. Dezastrele se întâmplă, iar tu le preîntâmpini dacă ești asigurat la Campion. Vino și încheie în condiții avantajoase polițe RCA și casco, asigurări pentru locuințe, sănătate, pensii sau asigurări de viață. Campion, broker de asigurare. Una dintre cele mai active companii românești de brokeraj în asigurări. Și tu poți fi campion. Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem în direct la Puterea Cetățeanului, vorbim despre administrația publică locală, perspectivele și prioritățile de pe agenda cetățeanului cu domnul doctor inginer Marinel Rob, primarul interimar al municipiului Baia Mare. Continuăm. Domnule primar, infrastructura rutieră. Știți că avem o mare problemă. Dacă ați fost criticat sau a fost criticată în primăvara asta administrația publică locală, în ultimele 4 săptămâni pentru ceva, a fost crunt criticată pentru starea aceasta. Așa este. Nu este o noutate pentru nimeni sau mai ales pentru cei care
avem o, mă rog, o vechime în municipiul Baia Mare, perioada de înghețuri sau temperaturi scăzute pe o durată de timp atât de mare, n-am mai fost în municipiul Baia Mare dinainte de 89. Spun cel puțin persoanele care își amintesc de perioada respectivă. Ei, aceste temperaturi negative au scos practic la lumină tot ce însemna defecțiuni în sistemul rutier. Deci ceea ce se întâmplă cu drumurile sunt consecința unor pori sau unor defecțiuni în asfalt și datorită acestor defecțiuni, apa și umiditatea pătrunsă, înghețurile le-a scos la suprafață. Da, acele fisuri care trebuiau stupate se putea proteja. Fisuri care se văd sau nu se văd. Corect. Bineînțeles, dar aceste perioade de îngheț prelungit, practic, au scos la lumină. Ce veți face cu banii care aveți și cât ați alocat? Vreau să vă spun că până acum s-a lucrat la partea de plombări. Și aici o discuție interminabilă cu asfalt rece, pentru că soluția și temperatura de afară permitea numai această soluție. Asfaltul rece nu are o durabilitate, mai mult de 60-100 de zile. Ne-am fost nevoiți, aveam de ales, fie lăsăm gropile în carosabil și așteptăm ca temperatura la nivelul solului să fie de minim 10 grade, să intervenim cu asfalt cald, fie intervenim cu asfalt rece, să mai reducem din disconfortul. Așa s-a făcut și în anii trecuți, doar că era dimensiunea mult mai mică a intervențiilor. Cu alte cuvinte, începând de azi, s-a dat drumul la stația de asfalt, s-au început lucrări de frezare, se lucrează pe Melodie și pe strada Transilvaniei în această, mi se pare că în cursul zilei de azi, acțiunea va continua. Practic vom începe la plombarea grupelor cu asfalt cald, o soluție de durabilă cu care practic sperăm să nu mai avem probleme. Iarăși tronsoane de bulevarde, cum e Bulevardul București, între strada Culturii și strada Unirii și Bulevardul Unirii, vom proceda la o decopertare completă și vom turna un nou strat de uzură, un nou strat de asfalt. Dar bineînțeles cu asfalt cald, care este o rețetă. Bun, dar în acest sens, presupun că aveți o hartă a situației. Știți exact, aveți angajații din primărie care i-ați trimis pe teren și v-au adus exact situația din cartiere. Ce stradă, unde, cum și așa cum, este. Ce trebuie făcut. Cele mai afectate. Cum ați stabilit prioritățile? Am înțeles că bulevardele, prima oară, da, și căile principale. Bulevardele cu prioritate, după care vom trece la străzile secundare. Deci câți bani aveți pentru așa ceva? Alocați. Avem alocați pentru 17 milioane pentru partea de reparații drumuri. Acum să vedem cât vom consuma pe partea în această primăvară. Deci, practic, o primă strigare bugetară pentru anul 2017, cu care vom începe în această primăvară. Vom vedea la rectificarea din iulie de la bugetul respectiv, dacă va fi nevoie să mai suplimentăm. Din iulie nu mai plombăm, în iulie eventual turnăm cu vol asfaltic unde trebuie. Vreau să pun următoarea întrebare și am spus în emisiunea de vineri, știți că există tronsoane de drum, de căi de acces în Baia Mare, care arată groaznic și strada industriei zilnic trec pe ea, care se află în garanție. Executantul, chiar am vorbit cu fostul viceprimar Matei, care la acel moment se ocupa de contractele pe efectuarea acelor lucrări de reabilitare și mi-a confirmat că strada industriei făcută de firma Drumuri și Poduri a executat lucrările sub garanție de 5 ani. Ori ele au fost făcute în 2013-2014. Da, dacă îmi permiteți, cel puțin după cunoștința mea, în 2009 s-a recepționat strada industriilor, inclusiv porțiunea de Bulevardul București, care este cea mai afectată, făcută de această societate Drumuri și Poduri. În 2009 am înțeles că au fost o serie de discuții vis-a-vis de soluția sau rețeta asta care s-a utilizat pentru asfaltare. Până la urmă, lucrarea s-a recepționat parțial, dar tot ce a fost rețetă compromisă în 2009 și-a arătat acum valoarea acolo la înghețul respectiv. Acolo s-a venit cu strada industriei și s-a venit până la podul industriei. Iar partea cealaltă știu că s-a lucrat. Puteți spune că veți verifica acest lucru ca să fie sigur? Sau trebuie să fac cele pe 544? Nu, verificăm cu acest lucru cu celeritate. Strada industriilor va intra cu prioritate la turnarea unui nostru. Ați văzut că n-am spus de cartierul meu. Eu mai pot umbla 2 ani de zile cu capul plecat printre cei 30.000 sau aproape 30.000 de băimăreni din cartierul Gării, pentru că mi-au spus că de-aia nu se face în cartierul Gării, pentru că sunteți noastră rău de gură. În toate străzile din Baia Mare se va interveni cu plombare, cu asfalt la cald, care este o rețetă cu durabilitate. De iluminatul public, de fapt, adaptarea la un sistem mai economic, nu cred că se poate pune. Problema este o investiție importantă. Avem documentație și proiect depus pe sistemul de telegestiune. Da. A iluminatului public, ceea ce presupune o adaptare sau o aparatură specială care reglează automat timpii de pornire și oprire a instalației electrice a iluminatului pe timp de noapte. Bineînțeles că acest sistem este secundat și de utilizarea unei aparatură, unor LED-uri sau unui sistem de proiecție mult mai economic și, bineînțeles, mai eficient din punct de vedere al costurilor. În 2012 a fost la mine un cetățean care avea un asemenea proiect și în care îmi demonstrase pe hârtie, l-am trimis la domnul primar,
Uf, Doamne! Întreținerea spațiilor verzi. Cetățenii au următoarea rugăminte. Ne place să fie spațiile verzi aranjate și curate. Dar vă rugăm, domnule primar, nu mai schimbați de 5 ori pe an aranjamentele florale, să tot cheltim, să tot cheltim. Haideți să facem niște aranjamente. Am văzut și în Franța. Sunt niște plante perene, sunt niște aranjamente făcute care țin câte 50 ani. Dacă putem să economisim acolo și să-i dăm o formă estetică, frumoasă, plăcută și igienică, fără atât de mare cheltuiel. E posibil? Așa este. Deci am luat decizia în cursul anului trecut ca tot ce înseamnă servicii de zone verzi să intre în preocuparea serviciului public ambient urban. Motiv pentru care și licitația pentru zone verzi s-a derulat în cadrul acestui serviciu public. Avem neajunsul că la această dată este depusă o contestație. Mai durează 2-3 săptămâni până când primim un răspuns de la București pentru a găsi o formulă finală și a face contractul cu ofertantul câștigător. La această oră, dacă nu erau contestații, dacă nu erau, să zicem așa cu ghilimele, rău intenționați, puteam avea un contract ferm, puteam avea 200-300 de oameni în cartiere care să se vadă efectiv lucrând și cu randament. Am început curățenia de primăvară, să lucrează în cartierele Săsar și cartierul Traian și practic se merge cu gata, ca să spun adică așa. Adică să fie sărăcie luce, dar măcar curățenie. Exact. Se lucrează la partea de greblat, la strângerea de resturi vegetale, cu curățare, toaletare de pompi. Traficul urban, domnule primar, orașul este sufocat. Nu există niciun fel de lege. Și m-am uitat și în alte orașe, m-am documentat. Nu există nicio reglementări care să stopeze această creștere a parcului auto într-un municipiu, într-o aglomerare urbană. Așa este. Față de 1989, nici nu știu de câte zeci de ori a crescut parcul auto, în condițiile în care s-au mai făcut niște parcări. Dar știți foarte bine că mare parte a patrimoniului de terenuri au fost risipite. S-au dat, iertați-mă, la biserici, s-au dat pentru tot felul de inițiative private terenuri unde să fâție 5 obezi și să fac sport. În alte locuri, oamenii ce să facă cu mașinile? Haideți să vedem. Ori stabilim și facem un precedent prin asta, în sensul că, domnule, o familie acceptăm să aibă o mașină și jumătate, pentru jumătatea cealaltă sau a treia mașină, îi punem o taxă suplimentară ca să descurajăm, pentru că în marile aglomerări urbane, tendința este ca în zonele publice, centrul istoric și altele, să se reducă traficul, mai mult decât atât, să fie cetățenii motivați și convinși să apeleze la transportul public. Eu sunt de acord să merg la serviciu cu Urbisul. Vă rog să mă credeți, domnul primar. În condițiile în care am niște motive și niște garanții în ceea ce înseamnă condițiile, rigoarea orarului și așa mai departe. V-ați gândit la un asemenea subiect? Se lucrează și în acest moment la planul de mobilitate a municipiului Baia Mare, unde așteptăm, zic eu, cu speranțe obiective, soluții la tot ce înseamnă. De la cine? Sunt atât de pompos că mă sperie deja. Cine se ocupă de asta? Deci este o firmă din București care a câștigat licitația respectivă și care... Da, la naiba, veți spune în discuție publică... Da, bineînțeles. Și a fost de asemenea... Că m-am săturat de băieții deștepți. Au fost de asemenea dezbateri publice, dar vreau să vă spun două aspecte, unul la mână. În proiectele pe POR avem, de exemplu, o previziune vis-a-vis de un proiect de extindere a rețelei de troleibus în cartierul Săsar. De asemenea, obligatoriu să amenajăm rețeaua de piste de biciclete în Baia Mare. Tot pe acel program 4.1 vom amenaja, vom moderniza drumurile din cartierele Firiza și Ferneziu. Practic, drumul, strada Imașului n-a fost practic reabilitată, Dumnezeu știe de când, dinainte de 89. Nici strada Matei Basarab din 1987. Da, costisitoare lucrare, dacă vom reuși să amenajăm acolo pentru trafic, ce înseamnă turisme, autobuze, troleibuse, inclusiv pistă de bicicletă, am făcut ceva pentru municipiul Baia Mare. N-ar trebui să reinventăm mersul pe jos, domnul primar? Corect. Sunteți un om care aveți experiență în sensul ăsta de la Ocolul Silvic. Avem niște zone minunate. Câți dintre băimăreni credeți că știu ce se află mai sus de Parcul Regina Maria, mai sus de dealul Crucii și așa mai departe? Sunt niște zone imense unde se pot face niște trasee de dumeție montană. Haideți să tragem acest oraș, să-l scoatem din această stare de inerție, obezitate și boală. De când am venit în Consiliul Local, am subscris la proiectele privind dezvoltarea rețelei de piste de biciclete, pentru că acesta îmbină și mobilitatea fizică, dar și deplasarea contra timp.
pentru că timpul ne presează pe toți. Dacă noi vom reuși să avem o rețea suficient de reprezentativă în Baia Mare de biciclete, să vedem sute, mii de băimăneni că se duc la locul de muncă cu bicicleta. Va fi o mare realizare. Și atunci anulăm transportul urbis. De asemenea, transportul urbis rămâne, dar lăsăm mașinile personale acasă. Decongestionăm. Numai puțin vis-a-vis de aglomerațiile care se fac la o serie de intersecții dimineața, mai ales când plouă sau e o vreme nepotrivită, când își duc părinții în zona unităților școlare. Exact. E dezastru. Soluția care a dat-o această firmă prin care face planul de mobilitate a fost una de decalaj orar a ceea ce înseamnă activitatea instituțiilor publice și cu școli. Haideți că am inventat. Am discutat cu domnul primar, chiar că și problema asta în 2012, domnul. Deci, întrebați-l, vă rog. Și am stabilit, chiar corect, am făcut corect recomandări. Hai că au venit bucureștenii, ne-au găsit pe noi problemă. Nu, dar până să dea soluția respectivă, domnul, celelalte variante care sunt disponibile. Nu să mă credeți că am discutat problema asta de calor. Nu vă cred, n-au descoperit ei gaura la macaroane, sunt convins de chestiunea asta. Ah, și atunci de ce să plătim oameni din București care n-au descoperit gaura să ne spună nouă cum suntem de deștepți? Ei fac o serie de sondaje pe anumite puncte, de unde trag o serie de concluzii vis-a-vis de încărcătura de trafic. Planul de mobilitate stă la baza tot ce înseamnă proiecte de dezvoltare sau de mobilitate pe municipiu. Eu cred că avem o lejeritate imensă și ține de ceea ce înseamnă conceptul de administrație publică să ne descărcăm de responsabilitate, nu noastră direct, în administrație publică locală. Imediat, orice fel de serviciu îl dăm altora, îl externalizăm. Și dacă nu iese bine treaba, ăia-s de vină, dar noi am plătit. Spuneți-mi, inteligența locală, cei 550 de angajați din primărie, nu avem urbaniști, nu avem specialiști în ceea ce înseamnă mobilitate, nu avem oameni capabili să judece la modul foarte simplu, unul și cu unul fac doi? Avem, eu spun că avem. Dar avem această lejeritate să dăm banul public pe tot felul de proiecte de-astea fantasmagorice, la care eu nu le văd finalitate. Știți câte proiecte sunt sau studii de fezabilitate care au fost plătite și care nu sunt puse în practică? Sunt, din păcate. Vă rog să mai spuneți dacă aveți, că intrăm în criză de timp, pe întrebările finale, vă rog să-mi spuneți dacă aveți o soluție vis-a-vis de ceea ce înseamnă rezolvarea pungilor de sărăcie și a problemei romilor. Spasul face o treabă foarte bună. Adică nu prin faptul că acum s-au calificat la cea finală și concurează pentru nu știu dacă s-a dat rezultatul, dar chiar se vede că există activitate acolo. Dar această problemă este o problemă care este a mea, a dumneavoastră, a părintelui Gavra și a încă 100.000 de cetățeni. Și nu văd că să se ia o decizie. Dom'le, care-i soluția cea mai simplă? Sunt soluția A, B, C și D. A este să sistematizăm ca Craica. Secretar de stat la Ministerul Transporturilor pe zona CFR este băimăreanul ăsta, nu? Sau maramureșanul nostru, domnul Titea. Haideți să-i cerem terenul. Haideți să sistematizăm acel teren, că e mai ușor decât să-l desfințăm sau să mutăm și să facem acolo niște condiții decente. Apă, curent, gaz și să îi ajutăm sau să-i punem să-și construiască niște locuințe decente. Nu se poate să cărăm după noi această nerealizare. Până când, domnule primar? Problema romilor rămâne una și, din păcate, va rămâne și în continuare una destul de spinoasă, pentru că ei, prin modul de manifestare, deocamdată nu fac de așa manieră încât să nu fie doriți sau să fie respinși de către societate. Am încercat în cursul anului trecut acele puncte în care să amplasăm niște construcții modulare. Am avut, practic, am avut o luare de poziție cât se poate de drastică din partea tuturor cetățenilor din zonele respective. Nimeni nu admite sau nu e de acord să aibă cetățeni de etnie romă. Bun, dar nu putem să eludăm că această problemă există. Ori o rezolvăm, ori pe sistemul românesc n-o băgăm în seamă, o lăsăm să decurgă de la sine și știți care sunt consecințele. Corect, sunt o serie de variante. Nu vreți să rămâneți în istoria orașului ca omul care a rezolvat problema Roma? Îmi permit să vin și eu cu câteva recomandări și am să vi le fac în scris să vă spun, pentru că problema asta mă frământă nu din momentul când am intrat în 2011 administrație, ci de acum 20 de ani. Și eu zic că soluții sunt, domnule primar. Trebuie doar decizie și voința administrativă. Toate proiectele sociale care se fac, fie că amână practic un deznodământ sau fie că sunt extrem de lente. Noi încercăm cu tineretul din zona respectivă să le ducăm. Problema durează. Aplau ce se face. Dacă vom reuși să-i aducem la nivelul de cultură. Dar ăștia alați există, sedentare ăștia care nu vor să muncească. Păi cu ce facem cu părinții care nu-și lasă copiii să meargă la școală, să-l trimite la școală, vine acasă, nu lasă să învețe. Aplicăm legea sau stabilim reglementări locale care să-l oblige. În orice stat democratic dezvoltat, regulile care au generat progres au fost implementate în trei feluri. Prin educație și prin crearea mijloacelor și adoptarea lor și prin coercițiune. Întrebările finale, domnul primar, ne apropiem de punctul final. Regia asta îmi face de fiecare dată. Domnule primar, au existat solicitări din partea organelor de cercetare penală sau procurorilor DNA
privind furnizarea unor documente legate de cheltuirea banilor publici în trimestrul 1-2016, înainte de a prelua dumneavoastră funcția de ordonator de, principal de credite? Personal nu am, nu am cunoștință, excepția faptului că ne-am constituit parte civilă pentru acea sumă de 14, circa 14 miliarde, pentru care clubul privat HCM nu a depus de contul la Primăria Baia Mare, nu am cunoștință. Dumneavoastră n-ați dat ochii cu procurorul DNA, n-ați fost chemați? Nu. A doua întrebare. Veți aviza solicitările privind amplasarea pe domeniul public, în condițiile legii, a acelor puncte de colectare a semnăturilor prin care se urmărește de către anumite structuri civice strângerea de semnături vizând organizarea unui referendum pentru demiterea Consiliului Local? Este o acțiune civică asupra căruia, sau împotriva căruia nu pot să mă opun. Eu văd o acțiune democratică, dacă, mă rog, cetățenii consideră și subscriu la varianta respectivă, eu le văd tot concurs. Corect. Ultima întrebare. Coaliția pentru Baia Mare este o asociație civică care nu are statut politic. La viitoarele alegeri anticipate, veți candida pentru demnitatea de primar al municipiului Baia Mare din partea unei formațiuni politice, ca independent, sau din partea unei alianțe politice sau electorale, oricare ar fi ea? În acest moment, sau până în acest moment, nu mi-a pus problema unei candidaturi. Era răspunsul corect și pe ce? Adică, de fapt, răspunsul pe care l-așteptam nu era răspunsul corect. Mă așteptam să-mi spuneți, da, voi candida, pentru că acesta este motivul pentru care am acceptat în ultimele luni să fiu umilit, să fiu arătat cu degetul, să fiu dezavuat și n-am plecat din administrația publică locală pentru că consider că rolul meu și locul meu este astăzi aici. Pentru băimăreni, pentru dumneavoastră, domnul Șomani, și pentru toți ceilalți care se uită la noi. Așa. Eu cred că așa este. Așa este. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru disponibilitatea de a participa. Vă aștept și cu alte ocazii ca să veniți în fața cetățenilor și să le spuneți ce face administrația publică locală. Vă doresc mult succes în activitate și vă promit că vom monitoriza tot ceea ce veți face și pe viitor. Și ca și formula finală, care de obicei, chiar dacă poate nu vă convine, indiferent ce funcție veți ocupa în administrație, indiferent cât veți simți sau veți crede că sunteți de puternic sau de capabil de a decide soarta comunității, vă aduc aminte, vă readuc aminte cu respect, să nu uitați niciun moment că puterea este a cetățenilor. Așa este. Vă mulțumesc mult, bună seara! Și eu vă mulțumesc. Bună seara!